Un început bun nu garantează în mod neapărat și un sfârșit bun. Am ascultat cu atenție cuvintele cântării și mi-a venit să strig amin. Dar să te expite în jur, să te ia probleme în viață, dragii mei, și atâtea căderi și ridicări, încât mă întreb, oare câți dintre ei vor ajunge în prezența Domnului Iisus, credincioși? Domnul Iisus însuși spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vom asista împreună la un botez nou testamentar și dați-mi voie să încep contemplare din viața Domnului Iisus. Era o seară și un om mai în vârstă și un fruntaș al iudeilor, pe nume Nicodim, i-a bătut la ușă și a încercat să vorbească cu el. Învățătorule, a zis bătrânul, știu că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Domnul Iisus, care îi cunoștea inima, i-a retezat cuvântul într-un fel și i-a răspuns simplu, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii lui ca să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Dragii mei, păcatul ne-a făcut incompatibil cu cerul. Dumnezeu a trebuit să ne alunge din prezența lui ca să nu ne omoare, să ne dea răgaz de pocăință, să ne aștepte până când ne venim în fire. Ca să te întorci în prezența lui Dumnezeu, trebuie să rezolvi toate implicațiile păcatului. Păcatul este o necinstire a lui Dumnezeu și este o nelegiuire, o călcare în picioare a poruncilor lui. Când Domnul Iisus spune, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, să se refere oare și la botez? Cu siguranță bătrânul Nicodim cunoștea Vechiul Testament, știa textele din Isaia, în care pământul fără apă devine un pustiu și când ploaia lui Dumnezeu se revarsă, pământul devine o grădină. Și tocmai cu lucrul acesta seamănă profetul Isaia, revărsarea apelor în pustia acestei lumi. Dar imaginați-vă la inima noastră, care strigă după Dumnezeu, oare Domnul Iisus să-i fi spus lui Nicodim că botezul, într-un fel, și Duhul sunt legate de olaltă? Veniți cu mine un pas mai departe în istorie. Sfântul Apostol Pavel ajunge în Efes, întâlnește 12 ucenici și le pune o întrebare ciudată. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dacă n-ar fi importantă prezența Duhului Sfânt în noi, nu înțeleg întrebarea. Dar tot el ne spune în Roman, capitolul 8, versetul 9, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. A putea intra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să îl ai mai întâi pe Dumnezeu venind să locuiască în tine. Și lucrul acesta este imposibil într-o viață veche, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos nu este a lui. Și de aceea dați-mi voie să continui întrebarea lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici ne-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Ciudată gândire în mintea lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt, cu ce botez ați fost botezați? El leagă apa și Duhul de olaltă în discursul său. Ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel le-a zis, Ioan boteza și propovăduia sau spunea ca oamenii să creadă în cel ce vine după el. Când au înțeles ei diferența dintre Ioan și Iisus, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos, Pavel și-a pus mâna peste ei și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei în viața lor. Botezul în apă reprezintă o moarte mai întâi și o înviere. De aceea noi nu stropim, ci cufundăm oamenii, îi îngropăm, pur și simplu. Pentru că, practic, ar trebui să sape în cugetul meu faptul că am fost împăcat cu Dumnezeu doar prin moartea Fiului Său și eu trebuie să devin părtaș acestei morți.
Eu a fost acolo în Hristos acum 2000 de ani, pentru că El este începătorul unei noi rase umane, al doilea Adam. Și Dumnezeu în înțelepciunea Lui a închis pe toți oamenii în ascultare, legându-ne de primul Adam și ne-a legat pe toți de Hristos. Cu alte cuvinte, nu este un om pe fața acestei planete care să nu poată fi părtaș la moartea și învierea Lui. Dar Dumnezeu nu vrea roboți și de aceea trebuie să alegi să participi la aceasta. Observați, importanța botezului este un act de voință, este ceva personal, nimeni nu-l poate face în locul tău pentru tine, ci trebuie să-l faci tu însuți. Este decizia ta de a primi lucrarea Domnului Iisus Hristos în moarte și în viață. Vă duc un pas mai departe, câteva săptămâni în urmă am sărbătorit ziua cincizecimii. Și atunci când Pavel își termină sau Petru își termină predica, mulțimea străpunsă la inimă strigă și întreabă: fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul apostolului Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, numai El poate ierta păcatele, și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Din nou, apa și Duhul legate la olaltă. Nu uitați, cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Dar ca să ai Duhul lui Hristos, trebuie să mori mai întâi. Ca să te naști din nou, trebuie să mori mai întâi. Atât a înțeles Nicodim. Poate un om bătrân să intre din nou în pântecele Maicii lui, să ia lucrurile de la capăt? O, nu te mai poți întoarce în pântecele Maicii tale, dar poți muri și învia împreună cu Hristos. Și despre asta îi vorbea Domnul Iisus Hristos. De aceea l-a dus pe Nicodim mai întâi sub crucea de pe Calvar. Și a spus: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ne-a împrumutat moartea Fiului Său. Ne-a împrumutat moartea Fiului Său ca să ne putem naște din nou împreună cu El la o viață nouă. Botezul reprezintă deci o moarte mai întâi, urmată de o înviere la o nouă viață. Doar așa ne putem reîntoarce în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu poate coborî în noi. În rest, putem să ne alegem o religie, putem să o ținem în brațe toată viața noastră, să pierim odată cu ea. Dragii mei, religia nu mântuiește pe nimeni. Domnul Iisus Hristos este singurul mântuitor al întregii lumi. Există un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Întrebarea este: cum am fost primiți în familia lui Dumnezeu? Cum am fost înfiați în familia lui Dumnezeu? În Coloseni capitolul 2, versetul 12, Pavel le spune: fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în Fiul lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Plata păcatului fiind moartea, e nevoie de o moarte de-a binelea și Domnul Iisus Hristos țintuit pe cruce și aruncat într-un mormânt nu s-a făcut că moare, ci a fost o moarte de-a binelea. Sulița romană înfiptă în coaste a dovedit moartea Lui. Deci, din pricina legii lui Dumnezeu, e nevoie de moarte ca legea să fie împlinită și dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Botezul reprezintă, deci, o moarte și o înviere. Mor față de realitatea din care vin și am înviat pentru o nouă viață pe care trebuie să o trăiesc. Întrebarea este: ce urmează pentru cei care se botează astăzi, pentru noi care ne-am botezat mai de mult după actul acesta? Dragii mei, m-aș bucura ca actul acesta să încheie tot, să fim răpiți și duși în prezența lui Dumnezeu, să terminăm cu valea aceasta a umbrelor morții, dar nu e așa. Domnul Iisus s-a rugat în mod clar ca Dumnezeu Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău. Cu alte cuvinte, are nevoie de noi. Problema este că noi, ieșind din apa botezului, n-am dezbrăcat trupul acesta de carne, nici temperamentul nostru, nici modul nostru de gândire, decât am priceput că trebuie să schimbe ceva și urmează un drum lung și anevoios, o bătălie cumplită pe viață și pe moarte, care se cheamă trăirea prin pustiul acestei lumi sau viața creștină.
Dați-mi voie să citesc textul de astăzi, capitolul 5 din Roman, versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Observați de ce era nevoie de o moarte? De ce Dumnezeu trebuie să mă împrumute moartea Fiului Său? Atunci când am fost vrăjmaș cu Dumnezeu, prin gândurile mele, prin faptele mele, prin trăirea mea, prin obiceiurile mele, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, acum când suntem împăcați, și notați, vă rog, viitorul, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ca mântuirea să fie posibilă, am nevoie de moartea Domnului Iisus Hristos, dar am nevoie și de viața Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru mine și în locul meu, dar El trebuie să trăiască în mine și să umble cu mine în fiecare zi ca să fiu mântuit. Mântuirea este un proces. Două concepte trebuie să le înțelegem. În primul rând, din ce trebuie să fiu mântuit? Și în al doilea rând, cum anume sunt mântuit prin viața Lui și de ce am nevoie de, nu de doar de moartea Lui, ci de viața Lui ca să fiu mântuit? Priviți imaginea din fața voastră. Din cât înțeleg eu Biblia, mântuirea nu-s două degete ridicate sau intrarea în apa botezului. Spun tuturor, drac intri în apă, drac ieși din ea. Nu există apă sfințită, dragii mei. Ritualul exterioare nu rezolvă lucrurile interioare. De aceea avem nevoie de o lucrare tainică a Duhului Sfânt în viața noastră. Dar mântuirea în Scriptură este un proces care are un început clar și are un sfârșit clar. Iar între cele două, între poartă și țintă, am o cale pe care trebuie să alerg. Și asta se cheamă viața creștină, tot ce urmează după ziua de astăzi. Și vreau să vă spun, toți știm că viața nu e ușoară, nu e fără ispite, nu e fără căderi și ridicări, nu e fără o bătălie și nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva unor dușmani care sunt mai puternici ca noi și de aceea avem nevoie de o putere mai mare ca lor, ca să putem birui. Și această putere mai mare ca lor este viața Domnului Iisus Hristos. Dar să le iau pe rând, din ce trebuie să fiu mântuit? În primul rând, din consecințele păcatului, plata păcatului fiind moartea, adică despărțirea finală de Dumnezeu. Și de aceea păcatul m-a făcut vrăjmaș cu Dumnezeu. Trebuie să fiu mântuit din consecințele păcatului. Dar după ce am intrat pe poartă, și dacă botezul este real, este mărturia unui cuget curat, atunci începe lupta cu puterea păcatului. Nu uitați, trupul meu este supus morții din pricina păcatului, deși Duhul meu este viu din pricina Duhului lui Hristos care locuiește în mine. Dar în lupta asta cu puterea păcatului, întrebarea este cine-i deasupra, cine-i dedesubt? Pentru că dacă păcatul este mai puternic ca mine, sunt un rob, mă târăsc prin viață. Ca să domnesc în viață, trebuie să am putere asupra păcatului. Deci trebuie să fiu mântuit nu doar din consecințele, ci și de sub puterea păcatului. Și în ultimă instanță, când am ajuns la țintă, Dumnezeu mă va mântui din prezența păcatului. Dacă veniți în ultimele capitole din Apocalipsa, toți vrășmașii lui Dumnezeu, incluzând moartea, au fost măturate în iazul de foc. Acolo este o altă realitate inaugurată de învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Cum am fost mântuit de consecințele păcatului? Fiind îngropat împreună cu Hristos prin botez. Îngropat împreună cu Hristos, prin credință sau prin ascultarea credinței, lăsând ca moartea Lui să mi se atribuie mie și în felul acesta legea lui Dumnezeu să fie împăcată și Dumnezeu să nu mai aibă nimic împotriva mea, să se rezolve vrășmășia dintre mine și Dumnezeu. Dar cum sunt mântuit de sub puterea păcatului în viața care urmează, în viața care vine? Dragii mei, suntem din momentul învierii cu Hristos și vom fi mântuiți prin viața Fiului Său. A fi mântuit de sub puterea păcatului înseamnă a avea puterea de a rezista ispitelor, de a alege binele, de a proslăvi pe Dumnezeu prin orice faci. Asta înseamnă a domni în viață împreună cu El, a fi biruitor asupra puterii păcatului, asupra ispitelor. Dar dați-mi voie să fac un pas înapoi, să pun câteva întrebări. În primul rând, cum ajunge cineva? Și aici intră și cei creștini, indiferent cine ești. Intru și eu și tu. Cum ajunge cineva sub puterea păcatului? Scriptura ne spune printr-o alegere personală.
Observați, Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Ne-a așezat în furca edenică alegerii între viață și moarte. Ne-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom, din grădina afară de ăsta. Lasă mie dreptul să hotărăsc binele și răul în viața ta. A venit șarpele și a zis, tu e adevărat, nu vei muri. Ia tu în mâinile tale dreptul de a hotărâ binele și răul. Și omul a făcut-o și Dumnezeu a trebuit să-l alunge din Eden. Dacă atunci am ales, de-a lungul întregii vieți, prin alegere devenim robi ai păcatului. Ce a făcut Adam și Eva, facem și noi, oricine am fi, în orice moment al vieții. Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Cine te face rob? Tu, eu. Da? Ne facem rob fiecare. Cum? Deschizând ușa pentru păcat. Atunci când Cain a început să zămislească în adâncul lui gânduri de crimă, Dumnezeu i-a bătut la ușa inimii și i-a spus, bagă bine de seamă, păcatul pândește la ușă, tu să-l stăpânești, nu-i deschide ușa. Cain n-a ascultat, a deschis ușa și a devenit robul păcatului și fugar pe viață. Avem doar două opțiuni. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat și odată ce ai deschis ușa, a intrat pe drumul morții, la despărțirii de Dumnezeu, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. În momentul în care păcatul a intrat în viața noastră, păcatul aduce după sine moartea sau despărțirea de Dumnezeu. Prezența păcatului în noi este dovada necredinței noastre în Domnul Iisus Hristos. Dar trebuie să credem cineva, că nu există zona neutră, trebuie să credem diavolul. Boldul morții este păcatul, spune Apostolul Pavel, și puterea păcatului este legea. Când păcatul poate invoca legea lui Dumnezeu împotriva mea, nu fura, nu curvi, nu minți, să nu poftești, când poate invoca legea lui Dumnezeu împotriva mea, legea lui Dumnezeu îi dă putere păcatului personificat asupra vieții mele. Dar poate veți zice, toți trăim în lumea asta și ce dacă? Dragii mei, vreau să priviți cum arată un om stăpânit de păcat, care este sub puterea păcatului. Și las pe Apostolul Pavel să vorbească în locul meu. Am să-l citesc doar. Roman, capitolul 7, începând cu versetul 18. Am voința să fac binele. El vorbește cu un om care a intrat prin apa botezului, a fost născut din nou, dar este pe drumul acesta al vieții și este mereu pus să aleagă. Și el, practic, are o minte înnoită, dar a deschis ușa pentru păcat. Uitați ce s-a întâmplat. Am voința să fac binele, n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar ce caut acolo? Nu eu i-am deschis ușa? Observați, o simplă alegere aduce păcatul, moartea după sine și pe urmă moartea înseamnă robie. Păcatul capătă un ascendent în viața mea și eu, deși știu, deși vreau, nu mai pot să fac bine, n-am puterea. Găsesc dar în mine legea aceasta și notați, vă rog, legile care ne guvernează sau de pot guverna viața. Găsesc în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar sunt două legi. Dar îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Întreb, așa cum am întrebat și la primul serviciu, care dintre noi ne-am dorit o astfel de viață? Tinerii se căsătoresc cu cele mai bune intenții. Cele mai bune intenții. Dragii mei, nu trece bine luna de miere și toate astea ies la iveală. Uitați-vă la rata divorțurilor, la tragediile din societatea noastră. De ce? Cine și-ar dori o astfel de viață? Și de aceea pun o a doua întrebare sau a treia întrebare. Cum anume scap din kinga asta, din robia asta? Există o singură soluție pe care Dumnezeu a așezat-o în viața Fiului Său. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus
ne izbăvește de legea păcatului și a morții. Și de aceea Pavel strigă, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El nu vorbește despre un mort pe care îl vizitez la Meca din când în când, el vorbește, dragii mei, de un Dumnezeu viu, de un Hristos care șade de la dreapta Tatălui. Așadar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului în adevăr. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Priviți o clipă, imaginea din fața voastră. Scriptura spune că toată lumea zace în cel rău. În momentul în care mă întorc la Hristos, Dumnezeu nu ridică un zid între mine și lume, între forțele sau, dacă vreți, legea păcatului și a morții, ci contrapune acestei lege o altă lege mai puternică decât ea. Și de aceea nu de mult am strigat, Hristos a înviat. Și am răspuns adevărat că a înviat și am cântat, cu moartea pe moarte călcând. Dragii mei, puterea învierii lui Hristos este dovada faptului că legea păcatului și a morții a fost biruită. Și dacă legea Duhului de viață în Hristos Iisus operează în mine în toată libertatea și plinătatea, ea va birui legea păcatului și a morții, îmi va da harul să trăiesc o viață de biruință, să aleg binele, nu răul. Dar nu uitați, această luptă e reală, e pe viață și moarte. Câtă vreme trăim pe acest pământ, de ce? Pentru că trupul nostru, odată atins de păcat, este supus morții. Este un cap de pod pentru cel rău. Duhul nostru, e adevărat, este viu, am fost născut din nou și de aceea Duhul nostru viu poate asimila legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus, pentru că poate trăi în unire cu Hristos, așa cum lădița trăiește legată de viță și rodește. Roman, capitolul 5, versetul 10, ne spune adevărul, căci atunci când eram vrășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult sau cu mult mai mult, acum că suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Aș vrea să zăbovesc puțin pe acest lucru. De obicei celebrăm moartea, vestim moartea și după masă vom avea cina Domnului cu cei care se botează și cu întreaga biserică. Dar ne gândim poate prea puțin la faptul că mântuirea, după ce am intrat pe poartă, atârnă de viața lui Hristos. Vom fi mântuiți prin viața Lui. Și sunt trei aspecte pe care aș vrea să le subliniez astăzi legate de viața Domnului Iisus Hristos, care poate să ne mântuiască. În primul rând este prezența Lui în noi prin Duhul Sfânt. În al doilea rând este mijlocirea Lui la Tatăl ca mare preot. Ori de câte ori am păcătuit, am nevoie de un mijlocitor care să pledeze cauza mea în fața completului de judecată din ceruri. Și în al treilea rând este Hristos prezent în biserică, El fiind capul, iar noi mădularele. Este lucrarea lui Hristos prin trupul Lui, prin mădularele bisericii. Lăsați-mi voie să le iau pe rând și să le punctez prin câteva texte din Biblie. Imediat după cina Domnului, în camera de sus, Domnul Iisus se angajează la o discuție cu ucenicii și ei se sperie când aud că Domnul Iisus vrea să plece dintre ei. Domnul Iisus se uită la ei și le spune, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Observați, numai un om viu se poate întoarce. Eram în Oltenia, în timpul inundațiilor și pe foarte multe case pe unde umblam, vedeam câte o placă de marmură cu o lumânare și am întrebat, ce sunt toate astea albe, negre, de ce sunt pe casele oamenilor? Și mi s-a spus tâlcul. În casa asta a murit cineva și vine preotul și sfințește placa asta și lumânarea ca Duhul mortului să nu mai bântuie casa. Când Domnul Iisus spune, mă voi întoarce la voi, iată că e ceva mai mult decât atâta. Observați versetul 19, continuă. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai cunoaște, nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
Iar versetul 22-23 continuă. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Nu este incredibil ca după nașterea noastră din nou, învierea noastră cu Hristos, să devenim purtători de Dumnezeu? Observați, în primul rând, viața lui Hristos este în noi. Oare de ce Apostolul Pavel definește viața creștină în felul acesta? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar din ce se vede această viață lui Hristos în mine? Ascultați rugăciunea Sfântului Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetele 17 la 19. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii și a minții ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și asta este prezența Lui Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt, bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Lui, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Mă întreb, oare dacă o putere egală cu puterea care L-a înviat pe Hristos din morți ar locui în mine, aș avea puterea asupra păcatului? Aș putea trăi o viață de biruință? Afară de faptul că sunt doar povești, dragii mei, dar nu pot fi povești, pentru că Hristos a murit și a înviat. Este o realitate istorică, obiectivă. Puterea lui Dumnezeu este însăși prezența Lui în noi prin Duhul Sfânt. Oare la întâmplare, spune Pavel, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui? Poți fi baptist, penticostal, ortodox, catolic, e tot una. Nu te ajută la absolut nimica. Religia nu mântuiește pe nimeni. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, de reîntoarcerea în prezența Lui prin puterea Duhului Sfânt. Și atunci devine adevărat și ce a spus Pavel în Romani, capitolul 8. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului în adevăr. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, m-aș opri pentru scurt comentariu. Dragii mei, dacă ai avea cea mai pură lege a lui Dumnezeu înaintea ochilor tăi, cele mai mari adevăruri, propozițiile nu mântuiesc pe nimeni, pentru că nu există putere în noi. Legea te condamnă, îți spune doar ce-i bine și ce-i rău, nu-ți dă puterea să te vindeci. Ai nevoie de legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus. Și de aceea Pavel spune că și lucru cu neputință legii, întrucât firea, carnea, o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul prin aceea că a trimis sau trimițând pe însuși Fiul Său într-o fire, într-o carne asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observați cheia, asta este furca edenică a legerii între viață și moarte. Indiferent câți ani vei trăi după botez pe pământ, întotdeauna va vorbi și firea și Duhul. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu puteți face tot ce voiți, spune textul. Și dați-mi voie să citesc versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, cei ce deschid ușa ofertelor, cărnii acesteia, umblă după lucrurile firii pământești. Oare eu sunt unul dintre ei? E foarte greu să te analizezi în fața acestui text, de aceea dați-mi voie să duc o oglindă în fața fiecăruia dintre noi. Și faptele firii pământești, când umbli după îndemnurile ei, vei trăi faptele ei. Faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Curvia sau preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, poate vei zice, eu n-am nimic cu toate astea.
Dumnezeu știe mai bine. Dar pe urmă urmează lucruri foarte comune pentru noi, majoritatea. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile. Nu am vrut pumnalul în nimeni, dar i-a spus prostule cuiva sau ai gândit despre el așa? Ești un ucigaș, spune Domnul Iisus, da? Pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați, sunt incompatibile cu împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc și a doua parte a versetului 5 din Romani. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Sunt oare, intră oare acestea în preocuparea mea, în dorința mea, în căutările mele? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Căci cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, conchide Pavel. Vouă celor care vă botezați astăzi și nouă celor care am făcut-o sau vouă celor care o veți face. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar ascultați atenționarea solemnă din versetul 13 din Roman 8. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dumnezeu nu v-a luat libertatea să alegeți moartea. O veți duce cu voi până la sfârșitul vieții. Așa cum nu ne-a luat-o nici nouă. Suntem ființe libere să alegem între bine și rău, între binecuvântare și blestem. Dar dacă trăiți după îndemnurile, veți muri. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, înfierea se cunoaște după direcția de mers. Înfierea nu e o himeră care o plăsmuiesc în mintea mea după viața pe care o trăiesc, după direcția de mea. Scădința fără fapte este moartă în ea însăși. Și voi, și voi, și noi, n-am primit un duh de robie ca să avem frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Vom fi mântuiți prin viața Lui, prin Hristosul locuind în noi, prin Duhul Său cel Sfânt. Dar nu-i suficient. Dacă vrei să domnești în viață, trebuie să primești și restul valențelor vieții Lui Hristos. În al doilea rând, mijlocirea Lui de mare preot. Nici unul dintre noi, după botez, nu vom termina alergarea fără să fi păcătuit odată măcar. E o realitate. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, asta e regula. Dar dacă cineva a păcătuit, spuneți-mi ce ne-am face dacă în fața completului de judecată celestă n-am avea un avocat care să pledeze cauza noastră înaintea dreptății lui Dumnezeu. Tată, am murit pentru el. Iartă-l. Ce ne-am face? Avem la Tatăl un mijlocitor care este Hristos Iisus, cel neprihănit. El fiindcă rămâne în viac, spune autorul Evreilor în capitolul 7, versetul 24, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască, să ne mântuiască în chip desăvârșit. Nu pe toți, pe cei care se apropie Dumnezeu prin El, prin El cel viu, prin viața Lui. Fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Prezența Lui în noi, prin Duhul Sfânt, mijlocirea Lui la Tatăl, ori de câte ori am căzut și lucrarea Lui în noi, prin trupul Lui. Prin trupul Lui. Dragii mei, avem nevoie unii de alții. Dumnezeu ne-a creat după realitatea unei entități care e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o realitate și noi purtăm chipul Lui și de aceea singurătatea ne omoară. Avem nevoie unii de alții. De aceea Duhul lui Dumnezeu, prin botez, ne leagă direct de biserică. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, dar cu ce botez ați fost botezați?
Botezul este poarta de intrare în biserică. Credința mă leagă de Hristos, capul, și botezul de Hristos, trupul. De ce avem nevoie unii de alții? În primul rând să veghem unii asupra altora, să ne împietrească păcatul. Păcatul face trei lucruri, ca și cancerul. Nici nu știi, când îi descoperi, ești metastază, e prea târziu. Medicii te închid la loc și te așteaptă cimitirul. Păcatul te minte, te înșală, te înfășoară lesne, ca pe aia în genul prada, și te împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te sparte Dumnezeu. Dar slăvit să fie Domnul, că e mai bine doi decât unul, dacă se întâmplă să cadă, este cine se ridică, vai de cine este singur și cade. Avem nevoie unii de alții ca să ne ridicăm unii pe alții. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și ridică-l, mustră-l între tine și el singur. Ridică-l cu duhul blândeții și ia seama să nu fii ispitit și tu. Și avem nevoie unii de alții să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, la trăirea vieții creștine. Să veghem unii asupra altora, să ne ridicăm unii pe alții și să ne îndemnăm unii la alții. Dar careva dintre noi a lenevit, a uitat că este preot pentru Hristos, să ne scuturăm cu blândețe unul pe altul și să ne rugăm unii pentru alții, să reintrăm în brazda împărăției lui Dumnezeu. Dacă deci, prin moartea unuia singur, spune Pavel în Roman 5:17, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur, care este Iisus Hristos. Recitesc ultima parte. Cu mult mai mult, cei ce primesc, nu o bucățică, ci în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Iisus Hristos. Dați-mi voie să închei cu câteva întrebări. Mi le pun mie. Oare am primit în toată plinătatea harul și darul neprihănirii? Oare viața Domnului Iisus Hristos are libertatea să se manifeste în viața mea? Priviți încă o dată imaginea și păstrați-o pe retina sufletului. Toată lumea zace în cel rău. Soluția lui Dumnezeu n-a fost să se smulgă de aici, ci să contrapună o lege mai puternică decât legea păcatului și a morții, legea Duhului de viață. Dar observați, deasupra există doi stăpâni, unul e real, celălalt e pretins. Unul este Domnul puterii văzduhului, care orchestrează toate mașinațiile lui prin Duhul lumii, șoapta lumii, mersul lumii. Uitați-vă la lumea în care trăim, dragii mei, magistrala prin care acestea vin spre noi, din ce în ce mai largă. Dar Hristos l-a învins pe cruce și de aceea Hristos își continuă lucrarea în noi prin Duhul Său, prin Cuvântul Său și prin Biserica Sa. Acum, singura mea șansă de a trăi când două forțe vin și împing este ca una să fie mai puternică la cealaltă. Și de aceea trebuie să primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii. Dar dați-mi voie să pun câteva întrebări care ating viața noastră puțin mai direct. Atunci când Duhul mă mustră că am păcătuit, oare nu cumva îl întristez refuzând lucrarea Lui, întârziind să zic iartă-mă? Noi ne justificăm foarte ușor. Dragii mei, justificările nu rezolvă păcatul. Dacă este o călcare a legii lui Dumnezeu, doar sângele lui Hristos rezolvă păcatul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. A doua mea întrebare, privind toată plinătatea, pun oare în mod sistematic și cu credincioșie în mâna Duhului, sabia Duhului, cuvântului Dumnezeu? Nu e foarte complicat să răspunzi la întrebare, e suficient să te uiți peste săptămâna trecută. Ai timp pentru toate, pentru buletine de știri, pentru povești inutile, pentru stat la poartă cu vecinii, dar n-ai timp pentru cuvânt sau n-am timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, nu vorbele oamenilor. Viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul. Încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Următoarea întrebare,
Oare în viața mea de zi cu zi umblu după lucrurile Duhului, mă preocupă? Sau încerc să-L mulțumesc pe Dumnezeu cu nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Sunt credincios în ritualurile mele religioase, dar când mă uit la inimă, Dumnezeu nu are nevoie de izmă și de mărar și de zeciuiala mea, dragii mei. Dumnezeu are nevoie de inima mea să pună acolo dragostea Lui, bunătate, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Și o următoare și o ultimă întrebare. Sunt un mădular viu și responsabil în trupul lui Hristos? Sau mă duc de pașii de Crăciun ca să nu calc în picioare sentimentul meu religios? Sunt dispus să mă las vegheat și să veghez la rândul meu? Plătesc prețul pentru asta? Căci dacă atunci când eram vrășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum că suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Prin viața Lui. Dragii mei, mare lucru să fi murit cineva în locul meu. Dar este incredibil să-L știu pe El călătorind alături de mine, purtat în mine, dându-mi acest har. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt pe care vi l-a dat Duhul Sfânt? Proslăviți-L pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin.